Prezentarea cazului unui pușcăriaș închis la Târgu Jiu pentru furt, care a fost fotografiat în timpul unei partide de sec cu un alt bărbat, l-a determinat pe senatorul Constantin Popa, membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, să ia atitudine. Vreau să aduc în atenția Comisiei cazul ăsta și o să cerem, așa ca să ne se dea un raport pe marginea acestor evenimente. Adică trebuie să vedem cu adevărat ce se întâmplă acolo. Nu? E un fapt grav. Să invităm în cadrul Comisiei pe directorul penitenciarului și să vedem ce măsuri s-au luat acolo, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă. Reprezentanții penitenciarului Târgu Jiu au făcut primele declarații după publicarea fotografiilor din interiorul unității cu deținuți care întrețin relații sexuale sub privirile colegilor de celulă. Conducerea închisorii face însă apel la un articol din Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit căreia, pe perioada încarcerării deținuților, este interzisă orice formă de discriminare, inclusiv cea legată de orientarea sexuală. În perioada executării pedepselor și a măsurilor privative de libertate este interzisă orice formă de discriminare pe teme de rasă, naționalitate, orientare sexuală, în acord cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului și cu recomandările Consiliului Europei cu privire la tratamentul deținuților, au precizat reprezentanții penitenciarului Târgu Jiu. Reacțiile nu au întârziat să apară. Acolo nu e vorba de discriminare sexuală, acolo e vorba de niște abuzuri. Deci, n-ați văzut ce scrie, nu se pot raporta, sunt timorați, sunt mai de capul lor. Nu, trebuie să plătească doar pentru ce au făcut, nu mai mult. Și de ce au fost condamnați? Nu le trebuie pedepse în plus. Reabilitare înseamnă redarea demnității, nu luarea ei. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că tot ce poate să facă în astfel de situații este să ofere cazare și alte măsuri necesare pentru asigurarea protecției deținuților categorizați ca vulnerabili, dar numai la cererea persoanelor în cauză și numai pe durata pentru care este necesară măsura. Există cazuri în care unii deținuți nu-și declină orientarea sexuală și întrețin sporadic relații cu alte persoane custodiate. De-a lungul timpului au fost înregistrate cazuri în care sunt comise abuzuri sexuale, situații în care, pe baza informațiilor sau a plângerilor formulate, penitenciarul sesizează organele judiciare și dispune demararea unor anchete interne. Se arată în comunicatul emis de penitenciarul Târgu Jiu. Deocamdată se fac cercetări pentru depistarea persoanelor filmate în timpul partidelor de sex, dar și a celui care i-a fotografiat.